Cât aș vrea. Ticule! Ticule, ce surpriză, noroc! Râți grozav! Da, de ce sigur ai? Nu vă supărați, aș cer o plată. Sunt cu niște prieteni, mulțumesc. Iată-i! E ziua nevestimii, întinerește azi cu 3 ani. Femeia care s-a așezat acum e soția ta? Da. Nu, e colegă cu nevastă, mi-a juristă la întreprindere. Corina, ce spuneai că prevede codul muncii? În legătură cu ce? Măi, Nicolaule, las-o, frate, măcar aici să se destindă, frate. Păi despre concedie e vorba, neamișule, despre destindere. Destindere. Și soțul ei care e? Ea și măritată, nu interesează decât... Decât? Dreptul roman. Cum? Credea că o să revoluționeze știința juridică mondială. A scris chiar ceva. Hai să-ți fac cunoștință. Și pe urmă? Pe urmă, când a constatat că lumea își vede de treabă, s-a strâns în ea dezamăgită. Am impresia că nu-i mai place nimic acum. Și nu-i cunoaște nimeni vreo pasiune. De biroul de muncă și salariul. Mai lăsați fata în pace. Coinuțo, și ce a spus azi de acuiesc cu șeful contabil? Dansați? Geta, dansăm? Da? N-are dreptate Nicolae. Ba, Morlene, nu ai dreptate, pe uite-l, vezi? Foarte bine. Nicule, îți prezint pe Mișulică, omul nostru. Tare ca fierul. Și Steluța, nevastă mea, inginer Popescu. Tovarășul inginer Popescu. Sunteți pe șantierul de la Bicaz? Da. E frumos șantierul? Da. Soțul meu vorbește uneori despre... Da. Totdeauna sunteți așa de... Da. Să vă prezint. Tovarășa Niculescu. Colegul Nicolau. Îmi pare bine. Tovarășa Corina Cernea. Și tovarășul Dumitru Popescu. Nu vrei să-ți mai aduci aminte de mine? A fost prieten bun cu fratele meu. Timpul de concediu, conform deciziei, se calculează în funcție de vechime, de... Dar timpul de uitare. E o simplă consultație. Dansați? Popescule, Popescule! Mi-aduc aminte de anii aceia. Eram studentă. Foarte ambițioasă. N-aveai niciodată timp decât pentru învățătură. Cum trece vremea. Dumneata te-ai specializat, probabil. Da. Galant, Popescule, galant! Stoi! Și familia dumitale la Bicaz? Familia? N-am familie. Spune-mi, nici acum nu crezi că atunci a fost ceva serios? Vedeți la București? Vreau să spun ceva care să-ți placă. Foarte bine. Ceva nou. De pildă? De pildă că ești... Mă tem că asta mi s-a mai spus. M-ai descurajat. De fapt, sunt o femeie ca oricare alta. Mi-am făcut doar iluzii. La birou mă războiesc cu debitorii întreprinderii. Duc o respondență captivantă cu ei.
Cred că am găsit lucrul nou. Care? Vreau să-ți cer mâna. Sper că nu ți s-a mai spus și asta. Ai putea să spui de ce nu vrei să te măriți cu mine? De adevăratele? Da. O să ai un domeniu mare. Câțiva munți, câteva pături. Nu te las. Să știi că nu-ți mai dau drumul. Julietă, copila mea din vis. Bravo! Bravo! Mai mult nu știu. Cu ce remează vis? Unde mă chem cu tine? O poate în abis. Nu remează cu visul meu. Ești un copil mare. Să-ți cer un semn, iubito, spre a nu te mai uita? Poftime șarfa asta. A cui ești tu? A cui ești tu? A cui ești tu? Da bine, maica, loc n-ați găsit. Oameni în toată firea. Nu ți-a plăcut, mătușico, cum joc rolul principal? Putem repeta. Ce zici de partenera mea? Rămâne în acest rol până la adânci bătrâneți. De maica știu eu. Vorba aceea, cum îți așterni așa dorm? Știi? Ce să știu? Azi am scăpat primul tren din viața mea. Da. De ce nu te-ai grăbit? Ca să prind unul mai important. Nu. Ba da? Nu. Ba da? Da. Muzeul e închis. Ce faci? Vai. Să nu ne certe cineva. Hai. O casă ca pe la noi. Și aici închis. Somn. Frică. Altceva, da. Nici un pic. De ce ai venit tu? De ce vrei să mă scoți de aici? Vrei să rămânem aici tot timpul? Cum e acolo? Când ai să fii tu, o să fie mai bine. Ce nebunie îmi cer să fac. Nu
90% din oameni fac nebunii, dacă le spui așa. Undeva în infinit, sus, de unde să ne întoarcem altfel. Sunt invitați la avion. Pasagerii pentru Constanța sunt invitați la avion. O clipă. The plane for Budapest. Oh yes, this plane is leaving tomorrow morning at 7 o'clock. Which pleasure. Vă rog, când pleacă Bacăul? Rămâneți un moment la telefon, vă rog. Bacăul. 9:45. Mulțumesc. Bacăul. La 8:30, vă rog. Avionul pentru Praga. La 10:20. Tot e puțin infinit și până acolo. Aradul. Te iau cu mine acum. Nu. Astăzi. Astăzi. Nu. Atențiune, avionul din direcția Baia Mare, Cluj, aterizează peste 5 minute. E bine să ne mai gândim un timp. Eu mă gândesc de ani. Și azi trebuie să fiu pe șantier. Ne căsătorim azi, vrei? Chiar acum. Pasagerii pentru Bacău, Iași, sunt invitați la avion. Pasagerii pentru Bacău, Iași, sunt invitați la avion. Spune drept, ai să vii? Peste 3 zile? Peste 3 săptămâni. Și eu ce fac până atunci? De ce? E de la direcție generală. Marine! Tovarășe inginer, tovarășe inginer! Ei, așa da!
ei, că ți s-a rupt bara de direcție. Hai, lasă. Aici? Domnița mea, ăsta e palatul. Muzică la orice oră, din zi și din noapte. Cinematograf la club. Sport. Poftim. Și chiar un început de operă. Văd că ai de toate. Crezi că o să-ți placă aici? Cât vom sta aici? Până vom pleca în altă parte. Ai să rămâi uneori singură. Cel puțin un timp. Pentru noi doi și speranțele noastre. Tu ai visat altfel, poate. E casa ta de azi înainte. Te-am aștepta să o împodobești așa cum vrei tu. Și în primul rând cu tine. Ce norocos sunt. Dar și ce ghinionist. Viu! Mi-e și teamă să te las singură. Rămâi la fereastră. Să te văd când trec. Bună ziua. Bună ziua. Era deschis. Veni să vă dreg baia. Că zicea Naticu că-i hodorogit. Baia e acolo. Da? Trebuie să fie terși fitingurile. Da. Mario! Ce, mamă? Alo, Popescu, șoadu? Hai să o vedem. Rămasă mobilă de bucătărie. Da. Da, nira, nira, nita. Da, nira, nira, nita, na, la, la. Bună, bună, tovarăș. Că a zis tovarăș inginer că e urgent. Poftim. Aici. Să semnați pentru reparație.
Mulțumesc. Bună ziua. Aplodit-o, neaticu. Cu ce? Dumneata? Mi-a trimis răspuns tovarășul inginer să viu. Eu sunt Aglaie. L-am ajutat din când în când. Îmi pare bine că te cunosc. O zis că de seară vin oaspe să petreacă. Și vii greu sângură. Știi să faci de mâncare? Am să-i fac. Are viața cam aspră. Cineva trebuia să aibă grijă de el. Acum ați venit dumneavoastră. De unde ești dumneata, Aglai? Din dealurile astea, care au să se mute. Și e frumos acolo? Mai frumos n-am văzut. Bună ziua! Din partea tovarășului inginer. Bună, Aglaie! Sănătate, mă. Bună ziua! Hai să împărțim florile astea. Eu n-aș împărți ce-mi trimite bărbatul meu. Haideți! Așa, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Oameni buni, tovarăși, iată-o pe soția mea. Îmi dați permisiunea să mă recomand inginer Herța, de la armături. Inginerul Muică, de la controlul tehnic. Îmi dați voie să vă aduc cele mai calde urări de căsnicie fericită, împreună cu acest modest dar. Și eu vă felicit și vă dau peana asta adusă de mine din munții Tatra. Ștețcu, maestru, e din Maramureș. Ca mine! Dumnealor sunt de la grupa de strămutări. Ne-au adus cu camionul lor. Tovarășul Cărțan și tovarășul... Gică. Da. Hai. Noi suntem de pe drum și... dar nu avem decât prietenia noastră. Fiți binevenită la noi pe Valea Bistrezii. Dumnealor? Noi ne cunoaștem, de la Buhalnița. Mă confundă. Aoleu, te costă. Dă-i drumul, Aglaie. Haide! Pe ea am așteptat-o. Las loc pe unde puteți. N-avem încă de toate. Pe de unghi dur, mă. Haide, haide. Fain a fost. Dacă aș ști pregăti și paprikașul, m-ați avea în toată sâmbătă la masă. Tovarăși, oameni buni! În facultate aveam două vise. Primul, să lucrez la un lucru nemaipomenit. Ăsta s-a realizat. Al doilea, îți place la noi, Corina? Da, e plăcut. Îți mulțumesc. Dacă ai fi spus mai mult, nu te-aș fi crezut. În sănătatea iubitei mele soții. Ești mândră, tovarășe. Numai să ai grijă de el, să mai vină și acasă. Vreau să-l știu hodinit și mulțumit, că nu-ți doi ca el. Poți spune asta Ștețcu, maestrul lui. Să fiți bucuroasă de omul fain pe care l-ați luat. Tovarăși, noi... știți... Asta este! Da, urăcioasă ești! Hai, stai la colțul mesi! Balul zău, bărbatul ți-a murit. De ce nu te muți, Aglaie? Să apuci un loc mai bun la vale. Păi destul de bun și acolo unde m-am născut. Da, acolo vine alaba. Lasă vie. Atunci de cine împiedici să o facem?
No, gata! Acu alta e zicala! Și cine? Și cine să trăiască? Și Corina, și Corina, și Ticu să trăiască! La mulți ani, 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 la mulți ani! Și Ștețcu, și Muică, și Gică, și Cârțan, și eu să trăiesc! La mulți... Și noi să trăim! Și voi! La mulți ani, 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 la mulți. Noroc! Noapte bună! Aglaie, să trăiești, Aglaie. Și-ți mulțumim pentru... Tovarășe inginer, lăsați. Alt dar de nuntă tot n-am avut să vă dau. Să fiți fericiți. În sfârșit, noi doi. Știi, dragul meu, vreau să spun că am uitat un certificat la București. Ce fel de certificat? Da. Ești sigură? Sigur. Cel puțin așa mi se pare acum. Nu ți-e somn? Ba da. Ce vrei să pleci? Nu dormeai? Poate ți amintești unde ai rătăcit certificatul. Poate. Fals. Ai spus ceva? La bucătărie. Dar ce, e cineva la dumneavoastră? Da. Cine? Soția mea, cred. Ți-am promis ieri o plimbare pe șantier. Să mai viu să te iau. Știu eu. Tovarășului inginer. Nu vrei să mă duc și pe mine la dânsul? Eu merg acum numai până la baraj. Tovarăș inginer la tunel. Du-mă măcar până la baraj. Bine, vă aștept.
puțin, vă duc mai departe. Nu, mulțumesc, merg singur. Tovarășe Popescu. Ce se aude acolo, tovarăș inginer? Ce să se aude? Explozie de atunel. Și soțul meu? Nu-i nici în pericol. Mâine liber, Marin. Ai fost la baraj? De ce fac așa înalt? Ca să se recite versuri de sus. Ba da, pe tine. Poate că e exagerat. Dar dacă ai stat la fereastra aceea, ai contribuit la construcția hidrocentralei. Stând? Nu, zâmbind. Și nu-i prea puțin? Pentru mine e imens. E totul. Ți-e frig? Nu. Lasă-mă pe mine să intru întâi. Dă-o încolo, cumpărăm altele.
Pe mine vă rog să mă iertați. Vă las să vă faceți calculele, vor fi mai exacte fără mine. Fii atent, te rog. Da. Așa. Asta e concluzia la varianta mea. Vă să zic că te-am convins. De. Atunci de ce ai tăcut? Să nu deranjăm somnul soției tale. Nu. N-aveți dreptate, tovarășe inginer șef, în privința torcătării. Mulțumesc. Și inginerul Muică este pentru varianta mea. Mă surprinde. E un lucru rar să fiți de aceeași părere. Ce spui, tovarășe Muică? M-am gândit azi noapte și cred că în problema turnării betonului, varianta dumneavoastră este cea bună. Visez probleme tehnice noaptea. Tov, Muică. Dumneata, sunt sigur că nu. Eugen? Eugen! Corina! Ce faci tu aici? Ei, nu mai spune. De când? De 6 luni. Aici? Tovarășa? Popescu. Inginer Popescu Dumitru, cunoști? Pe Ticu? Cine nu-l cunoaște? Felicitări! Tu ți-ai terminat dreptul? Da. Am și profesat puțin. Și acum? Domnesc peste 2 camere, așa cum mi-am dorit. Stau acasă. De altfel așa vrea și Ticu. Și îți priește? Cred că da. Și tu? Eu n-am făcut o facultate ca să mă mărit. Doctor. În Bicaz. Și București, nu? În inimă. Ia cățelușul, haide aici, mă încoape, haide! Ia, drag băiatul, căluțul frumos, haide! Lasă-mă, domnule, în pace! Hai, 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 domnule! Bine. La revedere. Bună ziua. Bună ziua. 105. 106. N-are niciun rost să mai cumpărăm sufragerie. Cât o să stăm pe șantier? Cât va fi șantier? Aș vrea să-ți faci și o rochie. Am atâtea pe care nu le-am pus încă. De ce? Fiindcă sunt prea bune. Deci tu nu scoți la iveală tot ce ai mai bun, așa cum ai făcut la București. Crezi. O să mai ieșim și noi. O să primim lume. Îți promit. Asta e tot. Mai sunt și turneile astea. O să ne ducem. Am auzit că vine filarmonica. Stă 2 zile. Și pleacă. Mutăm filarmonica aici, vrei? Nu merg. De ce? Să nu-mi stric amintirile. Ce vorbeam? A, da. Violetul după teoria culorilor lui Goethe. Lasă-o încurcată. Goethe nu era fizician. Cine știe ce editorial ai citit? Pariem? La baraj 2500 de metri cubi. Gândește. Am numărat camioanele. Cred că te înșel. Am să fiu mai atentă mâine.
Nu număra și noapte. Dragule, aș vrea să știi că Goethe are o teorie a culorilor. E bine că mi-o spui. Trebuie să știi. Ești soțul meu. Hai, dormi. Tu ești pentru mine aici, așa cum e luna în unele nopți. Apare și schimbă totul. Luna e în cer. Iar noi printre oameni, ca toți oameni, o să avem copii. O să le facem școli, teatre, stadioane. Aici? Sau oriunde vom merge. Pe alt șantier. Dacă vine, o să-i spunem Gheorghe. Nu stau aici. 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 Mai simplă, tovarășe Paraifan. Bine. Ce? Aici mai strâmbă. Da. Lasă, tovarășa Ticu. Tot la mine o să vii să-i dai drumul. De, te ține bine inginerul. Da. De ce nu-ți dă un servici? El cu relațiile lui, de? La noi, la depozit. A și intrat una. Ești pare de maică. Suferiți de ceva? Da. Cine-i? Aia e bunica. A, dumneata, era-i mamă. Ei, era acasă. E unde să fiu, sigur. Ce mai faci, madame Popescu? Da. Văd că te uiți mereu pe fereastră. Îți place cum ți-am curățat curtea? Mamai. Nu înțeleg de ce nu admiteți varianta mea. E mai bună. E o operație neeconomică, nerentabilă. Dimpotrivă! Voi? Voi ce părere aveți? Dumneata, tovarășe Muită. Nu-mi dau încă bine seama. Da. Știți cum e? Dulea! Bine, eu voi executa în sectorul meu. Îmi iau răspundere. Dumneata, nu-ți poți lua singur răspunderea. Asta este insubordonare, tovarășe Popescu. Numiți-o cum vreți! Toate calculele sunt exacte. Și apoi, ne-am mai luat o dată după dumneavoastră. Și? Și putea să iasă mai bine. E o chestiune de productivitate. Nu. Faci o greșeală. Crede-mi. Ți-ar trebui mai multă atenție. În toate privințele. Bună, scumpa mea. Bună. Ce ai? Nu te simți bine? Corina, diseară mergem la spectacol. Cum ți-a ieșit rochea? Prost. Și asta a ieșit prost. Nimic nu mai e bun. Schimbăm croitoarea asta. Și ce să mai schimbăm? Ora mesei? De ce nu mănânci? Ai necazuri? Nu, n-am avut. Nu te mai necăji, dragul meu. Lasă-i în pace. Nu mă dădăci, te rog. La inginerie cred că mă pricep mai bine decât la Goethe. Tocmai de aceea. Corina, nu mă dădăci, a spus. Dădăcește-ți copiii când o să iei.
lele, la lele, frumoasele mele, la lele. Cât îndrăgesc aceste flori cu chipul în multe culori. La lele, la lele, frumoasele mele, la lele. Suntem uniți și fericiți, la lele, la lele înfloriți. La lele, la lele înfloriți. La lele, belele, de cap eu am numai belele, pentru că trebuie să fac o legătură între morul care a fost și dansul care urmează. De altfel nu e nevoie de nicio legătură, pentru că muzica și dansul au fermecat întotdeauna pe spectatori. Asta este și pasiunea vieții mele. Muzica și cartofii pai. Nu știam acu' e. Mă, uite, să-ți prezint pe Tudor. Băiat bun. Cunoaște-m, prietena mea. Angela. Angela. Eh, v-a plăcut spectacolul? Mie mi-a plăcut foarte. Blondul cântă bine. Nu ți s-a părut? Blondul? Da, sigur. Crezi că la București e alt program? Și chiar dacă e, nu e Bistrița. Acolo lucram poate la canalizare. E de ales în viață, nu? Eu am ales. Sunt obosită. Tu? Da, eu. Nu ți se pare că ești nedrept? Statul acasă nu crezi că obosește destul? Și atunci soluția? E jignitoare deosebirea între unul care se epuizează și altul care se plictisește. Nu crezi? Bine, dar... Îi dă unuia toate avantajele asupra celuilalt. Îl face să depindă de celălalt. Dependență? Nu. Eu îi zic dragoste. În dragoste oamenii trebuie să fie egali. Și pentru asta trebuie să pleci de acasă? Să aduc tot ce vrei. Îți poți îngădui să fii generos, tu ai munca ta. Tot ce fac e pentru tine. Dar nu crezi că trebuie să fac și eu ceva la urma urmei? Ba da, copii! Cu ce ocazie în piatră? După cumpărături. Cunoașteți piatră? Atunci să vă arăt. Mulțumesc. Bună ziua. Bună ziua. Înțeleg, se muncește. El vrea să mă vadă mereu aceeași, ca la început. Dar e posibil. Picasso nu-ți oferă o viață așezată, definitivă. Și dumneata ai tras aceeași concluzie, rămânând singur. Am
Au tras împrejurările pentru mine. De ce să decid împrejurările pentru noi? Viața e una singură. Hai, da. Am venit aici ca să încep o viață. N-am început mai nimic din ce părea esențial. Și doar avem obligații și față de noi înșine. Pe care nu ni le achităm întotdeauna. A început să picure. Sunt dezolat să pierzi această rară bucurie, dar la 12 am consiliul tehnic la sfat. De altfel... Lucrurile masă aceleași. Doar Neamișu este supărat că l-au pensionat și nu venea să se despartă de ceilalți. De ce nu vă mutați la București? Mi-ai dor de tine, tot spun că tu ai fost sufletul secției noastre. Da. Mai șterge-te pe picioare! De ce? Dacă tot nu o să stăm aici. Nu vezi că din casa asta nu iese nimic? Așa e, ticule, pădăran ce ești. Nu ești în stare să o faci fericită, nu? Uite, aici am stat eu în apă, vezi? Aici. Și am visat că tu ai să treci pe aici, pe sus, cu fiul meu. Și muică care trebuia să-mi contrasemneze varianta la tunel a dispărut ca să n-o semneze. Te ferești de șantier? N-ai ochi? Peste tot e șantier. Și Bucureștiul tău ce crezi că e? Șantierul șantierelor! Dans! De aceea dansăm acolo, fiindcă lucrăm noi aici! Pricepi? Nu te uita la mine că sunt beat. Săraca de tine. Numai tu nu ești beată de nimic. Nu plec de aici! Să plece toți! Nu plec! Nu plec! Nu plec! Aici sunt bărbatul tău sau nicăieri! Nu plec! Nu plec! Așa să știu! Să audă toți! Să audă! Nu pasă! Nu pasă! Să plece cine o vrea! Eu plec! Așa! Alo? Alo? Corina! Da, eu. Prin ce minune? Aș vrea să te văd. Cât mai rămâi acasă? Pentru oameni drăguți oricât. Alo, vorbiți? Da. Pentru femei. Iatră! Atunci peste o oră. Te aștept, sunt singura. Ce spuneam eu? Cum te simți? E cald la tine. Poate era bine să te mai gândești. Tu ești foarte sensibilă. Te tem de complicații? Nu. Nu-ți pare rău? Deocamdată nu. Mă condamn? Nu. N-am dreptul. Nu, nu. E femeia. Strânge astea de aici. De ce nu bați la ușă? Nu-i nevoie să mă conduci. Te rog, nu.
Să-ți iei temperatura și dacă intervine ceva, treci pe la spital. La revedere. Cu bine. Servesc conversațiile dumitale telefonice. Și în vremea asta dumneata trândăvești fără nicio grijă. Și îmi sapi fericirea. Că ai timp. Fă-ți de cap cu cine vrei. Dar de urgență nu te atingea. Uite ce crezi dumneata. Să-ți fie rușine. Te nemăritată. Nu merit să stai aici. Nu merit. Nu merit. Nu merit. Tovarășe inginer. Da? Te-ai întors? Pentru a doua oară astăzi. Ce noroc. Mergi încolo? Da. Vrei să mă feri brațul? Da. Vorbește-mi ceva, indiferent ce. Ce-aș putea să vorbesc? Vorbește, vorbește. Am de spus două cuvinte. Nu le-am rostit niciodată. Mi le-am păstrat. E neplăcut. Ce e neplăcut? E neplăcut când un oraș cu atâtea camioane nu există niciun taxi. Zări o floare ca o lumină, s-o tai, se strică. Sunt încă ude. Au plâns. Și tu? Ți-a murit cineva? Nu vorbi așa. Nu mă simt bine. Draga mea, m-ai iertat, nu? Hai să ieșim. O să mergem să ne plimbăm, da? Ca doi îndrăgostiți. Mâine tot n-ai ce face. Am chemat-o pe Aglaia. Draga mea, ce-i cu tine? Tremuri, ești nervoasă? Iartă-mă, o să-mi iau un concediu. O să mergem unde vrei tu. Îți jur, Corina. Te supăra dacă ți-o spun. Dar cred că un copil ar rezolva multe. Corina! Draga mea, ce-i cu tine? Corina! Ce e Aglaie? Îi păcat. Mare păcat. Duceți-vă și vă așezați în pat. Mergeți în pat. Hai. Așa. Să-l vezi cât e cald. Mulțumesc. Hai, Viorel, că nu ești cu minte. Bună ziua. Bună ziua. Credeam că ne-am înțeles, tovarășe Popescu. De ce-mi faci greutăți în sector? Ca să vă conving. În detrimentul producției? În folosul ei. Nu prea se vede.
Încă. Vrei să mă obligi să iau măsuri? N-aveți decât. Dar ce mai faceți, tovarășii inginer? Merge? Merge? Cum să nu meargă, soră, ce mai întreb? V-am văzut aseară cum o strângeați pe doamna de braț de caporumbii. Ori nu erați nevoastră? Nu, nu eram eu. Atunci era prietenul dumneavoastră, inginerul. Mamă! Lasă-mă, soră, să știi și el despre scandalul cu blonda și ea de la poștă. Rodica! Rodica! Ce faci? Totul te simți bine? Corina, mi s-au spus despre tine orori. Firește, nu cred nimic. Adevărul tău e în mine. Aici nicio calomnie nu-ți poate face vreun rău. Ești a mea toată. Nu. Corina! Nu. Corina! Și eu. N-am știut. De ce nu mi-ați spus? Vorbiți dumneavoastră acum cu el. S-a supărat rău de tot. Eram fericită. Știu eu? Poate m-ar fi luat. Infecție metroanexită. Gravă? Nu trebuia să te operezi atunci. Te-ai prea disperat. S-ar putea să aibă urmări? Nu te îngriji ca lumea. Și apoi fuga aia nenorocită. Trebuia să vorbesc cu Ticu, să nu te ascult. N-am vrut să vin la tine. Am fost și la Piatra Neamț. Degeaba. Crezi că s-ar putea? Niciodată? Nu se știe. Există remedii, băi. Eugen! Nu mă minți. Berzele sunt capricioase. Se duc și se întorc când nici nu gândești. Ce s-a întâmplat? Pot să vă ajut cu ceva? Bună ziua! Îl cauți pe Ticu? Te conduc. Tovarăș Dumitru, vino, te rog, în pat. Condu-o la mine. Aici.
tăticul s-a apucat să-i facă în ciudă lui șeful. Încerc o metodă mai năzdrăvană. Vă să puteți merge la dânsul acum. Trebuie. Gică! Da. Condu-o pe Doașa, Popescu. Imediat. Într-o zi m-a întrebat dacă mi-a murit cineva. Murise copilul tău. Singurul, poate. Acum du-te acasă. Du-te. Ce să spun? Că după ce mi-ai distrus una din marele speranțele vieții, pleci tocmai acum. Tocmai acum, când doream să te știu mai mult ca oricând acasă. Dar nu mai poți sta degeaba, înțelegi? Degeaba. Dacă vrei să te răscumperi, e inutil. Eu te-am iertat. Eu nu. Nu întârzi? Tovarășe Popescu, atribuțiile dumneavoastră sunt, dar mai întâi cunoașteți zona lacului de acumulare? Nu prea. Satele inundabile de la deal de tunel. La tunel ați fost? Odată. Cunoașteți caracteristicile tehnice ale tunelului unde lucrează tovarășul Popescu? Vi le-a explicat, cred. Întreagă-t. Rog! La stejarul ați fost? Ca să vedeți formidabilul castel de echilibru. Îl cunosc puțin. Ia lăsați curelușa și ei și veniți să vă explic eu. Ia ca de la Poiana Teiului până la Stejar. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Îl așteptăm pe tovarășul inginer. Poftiți înăuntru. Stau mai, că e frumos. Stați și dumneavoastră, dacă aveți plăcere. E faină toamnă. Dar ce aveți cu el, oameni buni? Apoi... Mai am vrut să-i spunem lui tovarășul Ticu să nu mai fie supărat. Că trece și asta. Da. Noi am fost și la tovarășul prim. Și mi-a zis că o să cheme pe cineva de la București. Da, un specialist mai mare. Și să n-aibă grijă, că vine înapoi la tunel. Și să-i spuneți că noi îl așteptăm. Noi nu abzicem de el. Așa să-i spuneți. Degeaba umblă unii tovarăși, ba că-i una, ba că-i alta. Da. Că tot el are capul cel mai bun. Spuneți-i că Ștețcu o zis că are dreptate.
Atât. Vă salut. Și să știți că mă bucură că nu e adevărat ce am crezut. Că eu v-am sus la tovarășul inginer, dar nu-mi pare rău. Că cinste e mai mult ca orice. Oamenii tăi. De ce nu mi-ai spus nimic? Eu nu ți-am spus nimic. Dar tu. Și care e situația acum? La biroul unde a fost trimis provizoriu nu sunt în stare să mă duc. Aștept ancheta acasă. Dosarul a plecat. Și până atunci? Până atunci? Până atunci sunt al tău. Dacă voi deveni disponibil, ne-am putea muta. Cum ți-a mers la servici? Bine. Azi, mâine, n-o să mai ai nevoie de mine deloc. În cel mai rău caz m-aș putea angaja șofer la voi. Nici acum nu vrei să-mi explici cum stau lucrurile. Și varianta cealaltă, cine o aplică? Succesorul meu, muică. Și situația la Hango? Foarte. Vă rog. Mergem la Udia. Bună ziua. Bună ziua, Aglaie. Intrați. Bună ziua. Să trăiești, Aglaie. Nimic nou? Nimic. Asta ce-i? Uite pentru ce mă omor eu. Turnarea betonului e în varianta mea. De ce spuneai că nu-i nimic nou? Azi am vorbit mult cu Aglaia. Se mută. Da? Bravo! S-a că a repezit tovarșul Popescu la ei, dar planul lui e cel mai bun. Ticu, da, e om cam iute. Măcar să fie și alții iuți ca el. Tare vii, drag. Da, cum, da? Om ca el. Da? Și pentru pompă. Tot tovarșul Popescu s-a zbătut înaintea tuturor. Nu mai țineți minte tovarășul secretar.
Și când a fost problema la castelul de echilibru, tot tovarășul Popescu le-a sărit într ajutor. Ei, tăceți. Tovarășe Popescu, cum merge? Am auzit că avem un om nou în producție, care se descurcă bine. E adevărat? Vreau să vă spun că soțul meu. Sunt foarte îngrijorată, tovarășe secretar. De ce? Doar tovarășul Popescu nu e un copil. El știe ce vrea. Poate încă nu știe cum să vrea. Eu îl cunosc bărbat în toată firea, care luptă. Păi da. Și nu singur. Haideți, vă duc la tunel. Noroc. Hai. Ia că trebuie și la castelul de echilibru. Opa! Ia oricât te șelvezi. Mulțumesc, tovarășe Cârțan. Ei? Tovarășa Popescu? Da? Dați-vă, inginer Dogaru. Unde-i tovarășul inginer? Îl caut de azi dimineață și nu-l găsesc. Ce problemă? Îi dăm din mână tot șantierul. Casă la Iași cu 3 camere. Ce ziceți? În momentul de față? Nu. Bine, dar... Să ocupă postul, tovarășa Popescu. Transferul îl facem noi, tovarășa Popescu. Ei, stai! Tovarășa Popescu! Oprește! Mergeți la tunel? Da, poftiți. Mulțumesc. Vreți să mergeți în excursie pe Ceahlău cu mine și cu Angela? Dar ea spune, Angela te iubește chiar așa mult? Grozav! Ar fi în stare să meargă cu mine și la Polul Nord. Bine, dar acolo nu sunt nici păduri, nici iarbă, nici tuneli. Noi să ne ducem. Și o să fie și iarbă, și pădure, și tunele. Tovarășu inginer! Tovarășa Popescu! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Tovarășe inginer! Da! Am venit cu speranța că sentimentele dumitale bune față de mine nu s-au schimbat. Nici față de soțul dumitale. Cu atât mai bine. Invidiez doar norocul de a vă fi găsit el cel din tâi. Ți-am cerut această întâlnire ca să ne ajuți. Nu, Ticu nu știe nimic. Soțul meu suferă foarte mult din cauza tunelului. Dumneata îi ruinezi încrederea în el însuși. Are cine să o susțină. Dacă te-aș ruga să cercetezi din nou. Tovarășe Popescu, când acționez, o fac din cea mai profundă convingere. Nu se poate să nu ne ajuți.
Nimic nou? Nimic. Azi am vorbit cu Tudor. Duminică mergem cu toți în excursie. Tu n-ai sărbătoare? Ba da, pe tine. Hai acum să-ți arăt și de aici de sus Valea și Mănăstirea Durăului. Hai! La, 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 la. Corina! Uite bazinul Bistriței. Acolo se vor stabili apele. Apoi vor trece printr-un tunel de 5 km lungime și 7 metri diametru. De ce m-ai ferit mereu de ale tale? De ce? Nu știu. Lucrurile astea nu se predică. Se trăiesc sau nu se trăiesc? Și crezi că nu mai e un copil? Nu. Nu era el esențialul. Deși l-am dorit atât. Dar el însemna că vrei să rămâi cu mine. Aici sau oriunde m-aș duce. Nu știam nici eu ce vreau. Uitați Mănăstirea Durăului. Cred că am avut și eu o bună parte de vină. Știu că e fals. Ai vorbit tu cu Dogaru? Da, am vorbit, am uitat să spun. Alo? Da, în baie. Sera del chem. Și eu ți-am păstrat aceeași veche stimă. Chiar mai mult. Un moment. Ticule, inginerul Muică la telefon. Muică? Da, tovarășe Muică. Ce s-a întâmplat? Datele corespund atât din punct de vedere al tehnicității, cât și al rentabilității. Da, da. Da. Te-ai orientat bine, tovarășe inginer Muică. Tot ce am lucrat e după calculele tovarășul inginer Popescu. Nu s-ar putea spune că metodele folosite de inginerul Popescu au fost totdeauna cele mai bune. A dat dovadă însă de multă pricepere, tenacitate și dragoste față de muncă. Și de aceea cred că merită să-i încredințăm acest post. Te felicit, tovarășe Popescu. Și mai ales pe dumneata, tovarășul Muică. De vorba aceea, prietenul la nevoie se cunoaște. Ce zici, ticule? Hei, dar berea când o bem? E târziu, fraților. Altă dată. Cea? Marine! Neaticule, neaticule! Nu l-ai văzut pe Marine? De ce? Degeaba! Tot eu anunț întâi, neaticule! Să te la o parte! Să știi? Te-am pierdut în postul de tare! Așa, Corina. Îl aștept pe Tudor? Da. Sunt puțin neliniștită, nu știu de ce întârzie ticul. Eu sunt fericită.
dacă am să te întrec. Sunt inginerul tău, șef, dă-te la o parte. La toate am să te întrec, neaticule. Eugen, el e tot ce am avut eu vreodată mai bun. Avem mai mult decât credem. Nu plânge, Corina. Uită-te. Șantierul. Marele șantier se vede. Se vede. Stai liniștit. Dragul meu. Iubitul meu. Hai să te faci bine. Și să mergem la noi acasă. Somn. Frică. Altceva, da? Vrei să rămânem aici sus tot timpul? Nu se poate. Mai avem atâtea de făcut amândoi.